Salut, eu sunt Vlad, acesta este review-ul startup.ro pentru trotineta electrică Arcos City. Arcos este un integrator francez care ne-a obișnuit de-a lungul timpului cu telefoane mobile, cu tablete sau alte gadgeturi. De data aceasta se duc în zona mijloacelor de transport alternativ cu Arcos City. Să vedem dacă este o metodă prin care poți să eviți autobuzuri sau taxiuri în această vară. Și să începem cu designul. Aspectul general al Arcos City amintește de produsele Ninebot sau Xiaomi, cu un ghidon cilindric și gros care conține sigla Arcos, dar și farul pentru iluminare. Suportul pentru picioare este creat din metal și dintr-o suprafață care nu permite alunecarea, iar în spate avem frâna de picior ce acoperă și roata. Roțile au jante închise din metal, iar lângă mecanismul de rabatare există un cric, pentru a putea să susții trotineta când este în picioare. Pe total, aspectul e unul plăcut, dar are și defecte. De exemplu, eu nu am găsit modul în care pot să ridici ghidonul, iar înălțimea mea de 1.81 mi s-a părut tot timpul că sunt pe un mijloc de transport mai mic decât trebuie, ceea ce cauza instabilitate și o ținută de mers neplăcută. Poate nu am înțeles eu care e mecanismul, dar și așa nu e un plus. De asemenea, un alt minus este mecanismul de rabatare, pe care, din nou, ori nu l-am înțeles, ori pur și simplu e foarte complicat. Practic, pentru a rabata trotineta ca să o transporti, trebuie să ridici de o tijă și apoi să mai ridici și un mecanism de siguranță. Înțeleg că asta e bine ca să nu ți se închidă trotineta din mers, ceea ce am pățit pe un alt model pe care l-am testat, dar Arcos City mi-a provocat bătăi de cap încercând să înțeleg cum funcționează rabatarea și m-am și murdărit des de ulei pe mâini. Nici ridicarea trotinetei nu e o misiune mai ușoară. De obicei, lucrurile acestea se fac prin apăsarea unei tije cu piciorul, dar la City, acest lucru se face cu mâna. Dacă am vorbit de design, să trecem și la motorizare, adică puterea pe care o poate dezvolta această trotinetă. Are un motor de 250W amplasat în cadrul central și ajunge la viteze de 22-25 km/h, potrivit fișei tehnice, cu ajutorul unei cutii cu 3 trepte. Poate urca pante maxime de 15 grade. Cu toate că nu e o viteză maximă mică, simți nevoia să o conduci mereu în treapta a treia de viteză, la 24 km/h, viteza maximă pe care am atins-o la greutatea mea. Acest lucru vine și din faptul că trotineta nu este deloc ușoară, are 11,5 kg, iar încărcătura maximă este de 100 de kg. La viteză maximă, ținuta de drum e afectată de înălțimea mică a ghidonului, dar roțile de 8 inci sunt destul de late și rezistente ca să te simți cât de cât în siguranță. La trecerea peste obstacole de viteză am avut o jenă, dar a fost vina poziției, nu a roților. Se simte însă lipsa unui amortizor pe termen lung, ceea ce scoate în evidență alte modele, cum ar fi cele de la E2. Așadar, la caracteristici tehnice, putem să spunem că e un model de clasă medie, cu viteză relativ bună, dar o greutate mare și probleme de ținută de drum. Un lucru esențial pe care îl caută oamenii atunci când vor să cumpere o trotinetă electrică este autonomia. E important să te ducă de la muncă spre casă, fără să trebuiască să o împingi cu mâna pentru că ți s-a terminat bateria. Să vedem cum stă Arcos City la acest capitol. Personal, am pretenția de la o trotinetă să mă ducă de acasă până la muncă, acolo unde se o pune încărcat. Cel mai bun model testat până acum e E2 Booster, care avea peste 20 de km autonomie și era o plăcere să-l conduci cu 30 de km/h. Arcos City m-a dezamăgit. Am făcut un drum de 4-5 km până în centrul orașului și mai mult de jumătate din baterie se consumase la viteza de 24 de km/h. Din păcate, autonomia la viteză maximă este de cel mult 9 km, ceea ce este extraordinar de dezamăgitor și nu o recomandă ca o trotinetă de oraș foarte bună. Ea zice că e mai degrabă o trotinetă pentru plimbări prin parc sau pentru orașe foarte mici. Și pentru că am trecut în revistă designul, performanțele tehnice și autonomia, să ajungem la un lucru esențial. Prețul acestei trotinete. Este sub multe alte modele de pe piața din România, costă 1550 de lei. Dar acest lucru se vede în compromisurile pe care îl iei odată ce cumperi un Arcos City. E vorba de autonomie, greutatea destul de mare și poziția destul de inconfortabilă pe ea. Să trecem totuși în revistă lucrurile acestea. Pro sau contra? Pro. Preț avantajos. Structură rezistentă. Contra. Performanțe limitate. Autonomie absurd de mică. Ghidonul nu se înalță. Rabatarea se face foarte greu și experiența de utilizare e complicată. Stabilitate redusă la viteze mari. În concluzie, Arcos City este prima încercare a francezilor să ajungă pe piața aceasta a trotinetelor electrice. Nu e un model care să mă mulțumească personal, poate fi un avantaj pentru cei care nu pot să cheltuiască foarte mult. Aștept însă cu mare curiozitate varianta acestei trotinete care are un display mare cu Android și e conectată la telefonul mobil. Atunci va fi interesant. Eu am fost Vlad, acesta a fost review-ul startup.ro pentru trotinete electrică Arcos City. Până data viitoare, nu uita, like, share și subscribe. O vară mișto!